De cel puțin 4 ani se discută despre amenajarea unui spațiu de parcare în spatele finanțelor. Proiectul presupune amenajarea 150 de locuri de parcare care să contribuie la fluidizarea traficului în oraș. De atunci s-au făcut nenumărate demersuri, acum proiectul fiind la etapa de achiziționare a unei platforme betonate. Proiectul a fost dezbătut în cadrul Comisiei de Buget Finanțe, avem atașat raportul de evaluare, asta e evaluarea dată de expert, proiectul mi se pare rezonabil, așa că supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este de acord? Ca precizare, când o platformă, platformă betonată, curtea entității pe terenurile pe care noi urmează să facem schimbă vorba de consiliul local, respectiv platforma asfaltată din cealaltă parte, în fost terenul de fotbal, acel fost de patinoar ce funcționa cu animul, ce sunt două componente. Proiectul a fost votat în unanimitate. În cazul de față este vorba despre amenajarea unei parcări pe terenul proprietate privată a municipiului situat între străzile Gheorghe Șincai, Corneliu Coposu și Bogdan Vodă.